Proprietarii casei spun că s-au plâns aproape în fiecare zi muncitorilor de zgomotul produs, dar n-au fost luați în seamă. El a venit la mine în casă, eu am spus, vedeți că e aici crăpături în perete. El a spus că o vas neprăină pe clei în aboi. E văpșie, vașumul domn... trebuie să vă portret. Vașumul domn 60 let, делați ce hătiți. Dar eu acolo de la 7 dimineața și pe la 11 noaptea, as fac și as zgomot cât as vreau eu. Vecinii spun că s-au plâns autorităților pe firma care construiește blocul alăturat, dar fără vreun rezultat. Nu s-a adresat nimeni să ne întrebe, se permite, nu se permite, trebuie să facă contract cu noi, contract nu s-a făcut nimic. Noi nu suntem la curent absolut cu nimic, ce se petrece pe alături în fața noastră. Păi stau clodat până la 11, până la 12 noapte. Și bat, și bat, toarnă beton. Până la 11, până la 12 noapte. Nu pot să zici nimic. La nimeni nu pot să spunem nimic, trebuie să răbdăm. Polițiștii care au venit la fața locului cred că peretele s-a prăbușit din cauza șantierului de construcție din preajmă. Probabil din șanțul care a fost săpat, din ce mine determinat, a produs prăbușirea în cauză. La fața locului a venit și pretorul sectorului Râșcani, Mihai Cârlig. În primul rând urmează să fie evacuată familia care a urmat să suferi după demolarea acestui perete și apoi să punem spre expertizare toate apartamentele care sunt în această curte. Reprezentanții firmei de construcție își recunosc vina. Всегда и должна быть солидарная ответственность за все, что происходит. Есть наша вина, есть вина старого строения и так далее. Potrivit oamenilor legii, Inspecția de Stat în Construcții va examina astăzi circumstanțele incidentului și va evalua pagubele.